Performanță în sala de gimnastică, a obținut 7 medalii de aur, 5 de argint și tot atâtea de bronz, iar acum debutează în actorie. Sandra Izbașa, sportiva noastră de talie mondială, joacă în lungmetrajul semnat de Iura Luncașu, Faci sau Taci, alături de alte nume sonore din România. Pelicula intră în cinematografe pe 15 martie, dar, ceea ce poate nu știați, Sandra Izbașa a primit rolul la 2 ani după ce a absolvit cursurile de actorie. Haideți să mergem deocamdată în culisele filmului și revenim. Cu Sandra am pus ochii de multă vreme, dar pentru că am văzut-o întâmplător, nu știu, la un interviu și... E sura, dar adică se referă... Nu la modul ăsta, artistic, da. Și chiar începuse niște discuții cu Ruxandra la vremea respectivă, zic, mă, îmi place foarte mult, hai să o testăm, că arată bine, o iubește camera, zic, și la cum vorbește, zic, are și temperament, zic, hai să o testăm. Și nu s-a putut atunci, nu știu din ce rațiuni. Eu după un timp am uitat complet și acum mi-a sărit, iarăși mi-am amintit de ea. Fetele din această poveste sunt luptătoare. Imediat zic, cine? Și tot așa cu ochii minții căutam, pe lângă castingul pe care l-am făcut, și am zis, bă, nu se poate, zic, ea e și atletică, zic, este la fix acum. Adică... Și pe ea m-am bazat foarte mult pe cascade, pe că sunt secvențe de bătaie în care intervenția fetelor și nu știu, și atunci am zis Sandra Izbașa și bineînțeles că eu mai simt oamenii cumva, nu știu, în timp, lucrând cu atâția oameni, am un soi de intuiție așa când mă uit la ei și citesc și s-a adeverit, adică ce credeam eu despre ea, a venit la primul casting, am zis ești de acolo, gata, mergem mai departe. Ăsta a fost de departe cel mai greu proiect al nostru din tot ce am făcut până acum, mai ales în regimul ăsta independent, și pentru noi această filmare a fost foarte solicitantă, adică n-a mai fost genul ăla de filmare în care să mai avem timp morți, timp liberi, să mai apară glumițe pe aici pe acolo la filmare, era totul, cel puțin din perspectiva mea, eu care eram acolo, nu știu cum s-a întâmplat. Nu știu ce, cum a fost, că tot timpul aveam lucruri de făcut, tot timpul aveam... Și bineînțeles că ritmul ăsta l-am menținut. Ne-am dorit un proiect mai altfel față de celelalte, să facem un pas următor important, ca să ajungem și noi la nivelul ăla de performanță pe care și-l dorește publicul de la noi. Mai americanilor le este așa, să fie totul pe distracție, totul pe... La noi e cu... La filmul românesc e o chestie de buget și atunci devine o dramă oricum. E sigur o dramă. Sunt extrem, extrem de fericit că este un film. Este o comedie în care se râde și se, măcar se zâmbește de la început până la sfârșit. Asta mi s-a părut extraordinar. Adică din primul moment până în ultimul te ține într-o stare de bine. 15 nume sonore tac și fac parte din distribuția filmului. E Horia Brenciu, care are o grămadă de oameni care îl știu și îl apreciază și îl iubesc. E Monica Burlădeanu, e Cătălin Cazacu, Ana Baniciu, ajutați-mă. Cine mă știe? Giulia, Diana Dumitrescu, Sali și Augustin, nu mai zicem, da, sunt personajele principale, Bogdan Mălăele, nu știu, sunt din toate lumile. Și ăsta e un selling point, că poți să vii să vezi dacă nu se poate să nu îndrăgești pe nimeni din acest cast, atât de diferit. Mai ești și tu. Mai sunt și eu? Da. Mai sunt și eu? Da. Mai e și el pe acolo, da. Când apare Micuțul, râzi. N-ai foarte ce să bun, faci. Foarte bun, el da. și rolul lui, da, are... Câteva apariții, dar sunt... Când apare Maria Popovici, râzi și tot așa. Publicul român e cucerit de comedie. De ce Faci sau Taci? De ce numele ăsta? Mi-a plăcut mie cum sună, onest să spun, la bun început ne tot gândeam așa. Totodată mie îmi place în titlu să existe și un fel de, nu știu, imbold, da? Un exemplu, o chestie de genul ăsta. Faci sau Taci, nu știu, mie îmi place mesajul ăsta pentru poporul român. Domnule, hai să nu ne mai făicărim atâta, într-un fel e și lozinca noastră asta. Pe platou ne zicea faci și taci, adică și erau amândouă, băi, faci și taci, sau taci imediat și faci, adică era asta, era, nu era sau, era cu și. Lungmetrajul Faci sau Taci a fost filmat în totalitate în România, în 13 locații diferite din sud-vestul țării. În 15 martie, comedia spumoasă își va avea premiera pe marile ecrane. Da, zi repede, călbapul!